Mamă, ce bun e! Hei, salutare pofticioșilor, bine ați venit sau revenit pe canalul meu. Eu sunt Paul Constantin, sunt aici să gătesc mereu cu plăcere pentru tine, iar pentru săptămâna aceasta am gătit ceva foarte simplu. Am făcut ficăței cu bacon. Rămâi alături de mine și vei vedea cum se face cea mai gustoasă și rapidă rețetă de ficăței. Înveliți în bacon. O gustare pe cinste. Acum, gata cu vorbirea și hai să gătim! Dragii mei, ingredientele sunt atât de simple încât nu au nevoie de nicio prezentare. Și o să spun așa, bacon, în funcție de câte gustări vrei să faci, ficățel, la fel, în funcție de invitat și de numărul de gustări pe care vrei să le atribui unei persoane, și cel mai important, scobitor, dragii mei, scobitor. Iată cam care e șmecheria. Am aici ficatul, nu are sare, nu are piper, nu are absolut nimic. Iar în partea aceasta, am baconul, care, ca orice bacon cumpărat din magazin, are cam tot ce trebuie. Dacă o să mai fie nevoie, poate puțin piper o să punem pe deasupra. Doar dacă e nevoie. Haideți să vă arăt cum fac eu ficăței în bacon. Am aici fâșia de bacon. Iau ficățelul. Îl pun la un capăt și îl rulez, pofticioșilor. Asta e toată șmecheria. Îl rulez. Partea interesantă este dacă găsești un bacon ceva mai lunguț, ca să-l acoperi de câteva ori și în felul acesta ficățelul va fi și va sta extraordinar de bine învelit în bacon. Acum, scobitoarea, îl iau și înțep dintr-o parte în alta și acă primul ficățel. Ăsta e. Pun aici, prind, rulez și învelesc așa ca o plăpumioară ficățelul. Nimic mai simplu. Ia să fac eu stocul de scobitori. Punem aici. Învelind ficatul în bacon, ei bine, dragii mei pofticioși, obținem ceva foarte delicios. Baconul va asezona bine ficatul, totodată, dacă stăm să ne gândim așa, va fi partea crocantă din rețetă. Ficatul de pasăre știți că nu prea are grăsimi, dar baconul va suplimenta foarte bine și va da tot ce e nevoie. E atât de simplă rețeta ca și fiul meu de 3 ani se descurcă cu ea. Pardon, 4 ani. Cât de curând face pat. Așa cum am spus, feliile astea de bacon asezionează foarte bine ficatul. Cât ne facem treaba, haideți să vă spun și câteva cuvinte despre bacon. Baconul, dragii mei, este un cuvânt, după cum știți, împrumutat, sau mai bine spus, intrat de curând în viața noastră alimentară. Baconul reprezintă, de fapt, costița de porc dezosată, sărată și afumată. Și tăiată, evident, în fâșii subțiri, după cum ați văzut. Ce vreau însă să precizez este următorul lucru. Baconul nu are nicio legătură cu șunca. Sunt două tipuri de carne diferite, ce provin din părți diferite ale corpului, evident. Iar cel mai bun bacon, după rețeta originală, se face doar cu o marinare uscată, adică un amestec de sare și zahăr și bucățica asta de costiță. În ce privește ficatul, dacă dorești să afli cât mai multe detalii despre el, dacă e bun sau nu, ei bine, te invit să urmărești rețeta video indicată aici la sugestii, în care ating și subiectul ficat de pui. Partea complicată abia acum începe. Adică am să iau și am să pun într-o tavă ficățelul, lăsându-i așa puțin spațiu între, de un vârf de scobitoare distanță, ia așa, și cum baconul este indicat să fie gătit la cuptor și nu în tigaie, eu zic că va ajunge să ofere calitate la preț redus. Și cum sună asta? Ia uitați ce repede se fac aceste mici gustări. Ai invitați, imediat ai pus de niște ficățel învelit în bacon și te-ai asigurat cu succesul garantat. Chiar dacă par ceva mai mărăcele, să știți că ficatul se va strânge, baconul și el se va strânge în jurul ficatului. Va fi crocantă toată chestiunea aceasta, dar și foarte gustoasă. Gata, atât de simplu. Iar ce îmi rămâne de făcut este să iau această bunătate și să o repet de grabă la cuptor pentru 15-20 de minute și dacă va mai fi nevoie, voi suplimenta. Dar 15-20 de minute trebuie să fiu cu ochii pe ea, să nu care cumva să se ardă. Știți voi, lucrăm cu bacon și baconul trebuie să fie perfect. Ne auzim curând. Arată bine, nu? Ăștia sunt ficăței pe care am făcut pentru o mică delectare papilo-gustativă. Imediat îi mântez și am să vă spun și cum sunt. Acum am să-i scot din tavă, am să le extrag scobitoarea, că nu mai avem nevoie de ea, și îi montez pe farfurie. Ia uitați ce frumos arată și la cum cunosc eu acest preparat, te asigur că e și foarte, foarte gustos. Și dacă crezi că e prăpălit prea tare, să știi că nu e. Ia uite aici partea care a fost mereu în contact cu tava. Am uitat să vă spun că au stat undeva la 35 de minute la cuptor, la 180 de grade. Arată foarte, foarte apetisant. O să-i punem și cu partea asta mai caramelizată în sus. O gustare perfectă, chiar și atunci când nu ai invitați. Mai mult ca sigur, ăștia merg și cu un pireuț alături, dar
Eu vreau să-i servesc așa, delicios și gustos. Ta-da-da. Vă salut, dragilor, aici Constantin, sunt prezent pentru că l-am rugat pe Paul să mă lase să fac eu prezentarea de final. Vreau să degust eu ficăția ăștia și dânsul a fost de acord. Probabil mai are de lucrat puțin că mai are o șarjă de ficățel. Vorba aia, vine ziua lui Fiusu, face 4 ani și e nevoie de cantitate. Acestea fiind spuse, puma de 2 degete la pericică, scobiturica, că așa se mănâncă, înfing serios într-un lollipop de ăsta și hai să vedem cum e. Exact cum am spus, nu are nevoie de nimic, nici de sare, nici de piper, nimic. Mamă ce bun e! Ficatul se completează foarte bine cu baconul. O nebunie! Mamă! Bravo, Paul! Simplă, dar efect maxim. Noroc! O să meargă de minune cu bere și abia aștept invitații să spună ce părere vor avea despre această gustărică rapidă. Cine v-a însuțit pentru câteva clipe la petrecerea celui mic. Dragii mei, mă bucur nespus că am avut ocazia să vă prezint această rețetă de ficăței. Sunt foarte încântat de cum a ieșit și mai mult decât atât, vreau să-ți mulțumesc că ești alături de mine și că mă urmărești. Dacă ți-a plăcut, nu uita să dai un like, să distribui această rețetă cu prietenii tăi pofticioși, s-ar putea să-ți mulțumească sau cine știe, să te invite la masă. Iar dacă ești nou pe canalul meu, nu uita să apeși butonul de subscribe de sub acest video, împreună cu clopoțelul, selectând toate notificările și în felul acesta tu și cu mine vom fi conectați. Până una alta, eu sunt Paul Constantin, cel care gătește, filmează, editează și scrie pentru oameni frumoși ca voi. Iar dacă ți-a plăcut, știi ce ai de făcut. Pe data viitoare! Să aveți o zi bună! Mă duc că, până vin invitații, eu mai am treabă.